Hai, păstrăm distanța, păstrăm distanța, că-s mici, toți aia de la București, de la Clejani, da. Mici, îs pipateu. N-are cum să iei cu regile, cu Utilea, cu Ștefan cel Mare de la Iași. N-are cum, e greu. E greu, tată, e greu. Mai ales cu Fănel, fratele meu, puterea de la Bârlad, de la Tecuci. Mai bătut două meciuri acum? Nu e unul? Am 1-0, ăsta e bun. Nu, că rupeam șepca, nu-i problemă, o rup să mă rând cu tot. O rup cu mătrân. Și mă. Ne vedem noi, mă prins, tu cum ai prins săptămâna asta, te omoram, te făceam flenduri. Ești la Tecuș? Nu, frate, nu. Fănelii toată lumea mănânc pula voastră câte o distribuire să vă dea Dumnezeu sănătate la familia voastră. Bă, băieți, arunc tot după mine, mai are decât șapca asta și eu. Da, și voi câte o distribuire, bă, chiar așa, mă. Nu-l bași eu un meci, a dat donat băiatul ăla 10 meciuri, 20 de meciuri să moară mama mea de acasă și nu-l bași și eu un meci, mă, mâncava și pula voastră. Nu meri și eu să încărcați un cadou și pentru mine, mă, chiar așa. Numai 5 băieți mă iubește, 4. Păi și el nu dă. El dă mesaje la toți. Cu bucureștenii să moară familia mea, dacă nu. Nu că vreau să zic, dar... Pe mine mă susține toată țara, nu. Nu bucureștenii, șeriful meu. Să ții minte ce ți-a zis Costeluș să moară nepotul. Ia mă să vedem, mă, cine acolo, mă? Asta e, când nu e cine trebuie în cea, nu înseamnă că ești tu mai bun ca mine, Adrian. Aici ai dreptate. Aici pot să intru eu și să n-am două ore nimic și să ai unul singur. Tu și să mă arunci în aer. Păi eu de-abia am intrat și tu, ce crezi, ești de trei ore. Ai format echipa acolo, erai în mână și eu am venit și m-ai luat direct, mai nenorocit, m-ai prins în curs. Hai și tu, trei persoane îți facem provocarea de viteză. Dacă-l dați, trei persoane, dezbrăca, să rupă tot după el, că m-a lăsat gol, mănâncă pași pula voastră. Mai are șapca, meciul ăsta. Hai, tati, hai că se poate. Și avem ordoiu, avem ordoiu. Ne unim cu toții. Doni, toți ne unim cu la voastră la ordoiu. Orașule! Mamă, că i-a furat stilul lui Fănela nostru. Și, tată, și, mă, Morărașu. Trage, tată, trage, mă! Trage, Fănele! Trage-mă, tată, mă, aia, Morărașule! Uite, mă, ce înseamnă, mă, să fii iubit de toată România asta. Morărașule, te pup, bă, fratele meu. Te pup, trăiască familia ta frumoasă. Te pup, bossul meu. Aoleu, mi-e rău. Bă, dacă încolo când mai vreți să râdeți sau să vă distrați, să intrați la Adrian Cordoreanu, ca să nu mai vă supărați că vă jignesc și eu să dați tap-tapuri sau că nu dați distribuiri sau pula mea, da? Să moară, mă. Vă trimit la Adrian să râdeți, da? Să mai... Bă, dar uite, mă, forțele aia, că ieri alaltă ieri m-ai omorât, m-ai aruncat în aia. De ce să-mi rog? Auzi și ăla, tupiu de bulangiu un el, nu rupe șapcă. De ce vrei, mă, să mă cer cu omul pentru șapcă sau cu un boschetar? Cum stai tu în cea la mine și nu dai o distribuire? De ce? Zi-mi ceva, te pup, ea. Ce să zic, bă, tată, eu sau cine? Hai, mă, dacă nu mă susțineți, mă susțineți mai Fănel și acum mi-a dat... Ce? Am susținut un singur om, ești nebun. Un singur om. Sunt eu praf, n-am eu o valoare în chat. Nu care el mai putere ca mine sau că el iubit. Un singur om. L-a susținut 10 meciuri. Da? Nu intra o pulă, ne înroceam. Da, frate, uite, citește tu. Adrian e mondialul nostru, șefule. Ești idolul meu. Adrian, bă, n-am cum să pun, mă, să rup ochelarii. Merită să-i faci un video.
Calule, ce faci, bă, calule, trăiască familia ta. Joc cu puterea de la București, cu Costeluș la Clejani. E cu mătru nostru, ce vrei? E de 2 lei? Păi cum? N-are și el putere, nu iubește și pe lume. Nu mi-a dat să mă arăt nepotul meu, nu. Nu a avut timp și el, îți dai seama. Doarme ziua, stămul pe TikTok. I-am zis, dar cum încolo să mă arăt nepotul meu, dar mai vreau nimic să-mi trici pe Maxi Taxi, cum e trebuie, vreau să le rupi. Că da, așa sunt corect, îți sunt tatălui, ia, dacă eu ți-am promis că să ai tăi. Și minute, hai! Gata, cum e trașul meu? Stai și bag bricea bunea, că nu se rupe, să mă arăt. Nu-i bricea bunea. Cum mă, n-ai brișca lângă tine pentru orice eventualitate? Și nu pot să ți le arăt, am două. Ia. Yeah. Am două, atât. Dă să vedem basca când zice lumea că... Stați mă așa să o rupă, să nu lumea ei niște boschetari, eu cred că sunt boschetari ca ei. Orgoliul meu e cât casa poporului, boschetarii nu poate să vorbească decât pe TikTok, eu vorbesc în fața la orice șmecher, după pământ și la Dumnezeu și la toată lumea. Și că și-a lui Dumnezeu vorbesc. Bata cu metri s-a văzut. Că eu pot să-l cer și pe Dumnezeu, că unele greșeli le-a făcut și el față de mine. Da, mă, mai spune-și ceva, mă, să moară familia mea dacă mai spune-și ceva. Hai. Dă-i cu mătru meu, dă-i câte o distribuire toată lumea. Ce să fac cu metri? Păi dacă e... are putere... M-a bătut. Păi i-am pus la puncte... Ce fac ăștia cu Luis Vuitton ăștia de 1700? Nu i-am pus la puncte pe tot TikTok-ul, da? Îi pun la tine, uite. Pă, 30.000 pe meci, două din trei, să moară nepotul meu dacă nu-i rup. Hai. Eu ce fac cu ăștia? Cu care? Cu ăștia, uite, Luis Vuitton ăsta. De aur. Hai cu mătru meu, aiurea, a ieșit în câștig și cu o pereche de ochelari în plus și cu alea, hai, dă bune, bine, să moară familia mea de că le rup pentru 100.000 de puncte. Hai. Dă-le, dracu, e doar niște lucruri, hai. Uite, ca să-ți fac ție pe poftă, pe placul tău, uite, ia, rup tricoul de pe mine și rup și ochelari în direct acum, a? 370. 370? Ochelarii? Ăștia, mă, uite, ia, uite, cine vrea să iei seria, toți. Original, de la Belgia. Păi ăștia nu erau ai mei? Păi da, da, îi rup. Hai, nu mai contează, nu îi pune pe ea la bătaie, pune și tu altceva cu mătru meu, că după aia o înțelege cea tu greșit. Na, hai, pui-și, familia mea de nu mai vorbesc că băieții ăștia care zice, bă, ochelarii tăi, pula mea, că voi nici n-ați donat. Lasă, uite, tu, ea, două din trei, spui tu cât? Hai, tăi în flobos de ochelarii, nimic de ochelari. Rup tricoul de pe mine și fac 30 de flotări, mă bagi în podea, na, hai. Hă? Nu știu, mă, credeam că pui și tu ceva mai valoros. Eu... Să moară familia mea, na. Pun 100 pe PayPal, rup tricoul de pe mine și fac și 20 de flotări. Dă-i drum. Două din trei. Două din trei. Două din trei să moară nepotul meu. Hai, să vedem, mai are pulă Georgela, fane al pulii. Hai, hai bă, mai e bani acum, ha. Hai. 30 pe meci, să moară nepotul meu 30 pe meci. Hai, două din trei, dă nu rup și ochelarii, care inima mea ochelarii ăștia, să moară nepotul meu dacă i-a rupt la Alin, nici la Ferrari. Câte puncte pe ecran? 30 pe meci, două din trei. Nu 30, tată, 20. 20. 20. 20, Adrian. A, 10.000 din puncte la ori 2, mă. La ori 3, e nimica tot, la valoarea lui. Nu vezi că e bogat, e te. Ce la mine? Ha, mă, încă una. Ha, mă, că avem ori trei, tată. Avem ori trei. Nu? Papi, te pup. Mamă, și aveam ori trei, băi, aveam ori trei, mă. Băi, aveam ori trei, mă, acum era loc, mă, să-l... Fii mâncați așa cu aerii de frumosul meu. Dacă te implici tu meciul ăsta, să-mi îngrom nepotul dacă nu câștigi. Că nu ești tu de 2 lei, te cunosc eu. În fine, băieți, dați și voi câte o distribuire toți, mâncava și culoa ta, eu să-mi dai o pereche de ochelari. Da, frate, ăștia s-ai tăi, ăștia s-ai tăi, da. Da, știu, ăștia s-ai tăi, Adrian.
Băi, Adriane, și ăștia să-i tăi. Să moară nepoții, da, bă, încolo. Eu vă nu-i rup dacă-ți fac promocărie. Dar fă la ori 2, nu la ori 3. Da? Oprește meciul și fă la ori 2 dacă ești pulă. Să trăiască familia ta dacă nu spui de la început. Dacă, așa am zis de la început, să aleagă praful de măicuță. Bă, Adriane, dacă nu ții rup, dă-ți fac promăgărie, tu nu mi-ai dat ochelarii, dacă vezi că mi-e rușine și nu-ți vorbesc, hai, bă, 30.000, 20.000, să-mi îngrop bă, familia de lui pe aici. N-are dreptate și el. Ăștia s-ai lui, ăștia s-ai lui. Jur, bă, eu nu jur pe Adrian, nu mi-o caut pe o pereche de ochelari să-mi ia Dumnezeu nepoții. Dar am dreptate, i-am rupt tot, la ori 2 am. La ori 3. E de 3 ori. E de 3 ori. Nu e ok, da? Așa, să mor eu dacă mai joc. Asta nu mai ține. Uite că a spus-o. Vrei să-ți rup? Nu mai joc, de mâine nu mai joc așa. Trebuie vorbit de la început, frate. Pui așa, băi, băiatule. Abiturile, dar tu mi-ai dat mine ochelarii. Te întrebi și eu, șmecherește. Mi-ai dat? Uite, ea, zice și lumea. Are dreptate, a zis la ori 2. Uite, scrie lumea aceea. Uitați-o lea. Să le mănânc pula lor. Hai, bă, țărane, dă-i acu la ori 2 să-mi îngrop familia de mămici de aici. Dă nu ți-i rupă aceea fest. Uite-ți-u, da? Dar asta ta pur toată lumea. Uite și ori 3, dacă e să moare nepotul meu, da meciul ăsta de nu-i rup. Hai, da asta ta pur toată lumea. Ha mă, să-i rupe că ăștia-s ochelarii lui de suflet, mă. Azecule, băga mea și pula în familia ta, dar Adrian mi-a dat mă ochelarii alanții când a donat David, ha? Bă, aceeași familia în pulă să-ți iau. Uitați, ăștia... Da, uitați, păi da, Adriane, așa ți-ți și eu pe ăștia și ți arăt în fiecare da. Mișcă e al tău. Nu, ăla, ăia e, vreau să-i rup. Mătru meu, eu te respect, nu face corecție de copii mișcă, să moară mama dacă nu te respect, Dumnezeu. Îi juri pe familia ta că-i porți. Ăștia dacă îi trimit, îi porți? Dă-i, Doamne, să moară nepotul meu, de mai vreau. Ce eu ți-i rup, metrei, eu să-mi îngrop familia aici pe chat. Dacă face 20.000 meciul ăsta de nu ți-i rup și că-i face la ori 3 și la ori 2. Eu nu mă jur pe un miliard și pe ori 3, da, dacă mai faci 20.000, da, n-ai cum să mai faci 20.000, că nu mai putea să mai ducă nici meciurile astea până deci, la ta. Deci, se poate la ori 3? Da! Bine, mă! Acum da! Băi, un moderator de-a meu, trageți-mă 5.000 de puncte, mă, să moară familia mea de nou. Trageți 5.000! Trageți-mă să-mi bat pula dacă nu... Cum să încarc, mă? Cum să fac să încarc? Uite-mă, Fănel, să roagă de mine să încarc. Hai, mă, lasă vrăjeala pulică să mă arăne potul meu dacă mai are. Bă, haide, bă, salvează-mă și cu mine. Bă, zici că se poate cu... trage la ori 3 acum. La ori 3, da, să mă arăne poții, dar nu-i rup, trage. Uite, dar nu-i rup să aleagă praful de mama mea. Păi mai are pulă. Nu mai putea da bine. Bă, haideți, mă, trăiască familia voastră. Hai, mă, că se poate, mă. La o treabă, ha că cică. Eranul a dat tot în el să vadă și Adrian că e și el șmecher. Că unde pula mea e șmecher că să bară naie dacă mai face 30.000 de lei. Ori 3, mă, ha că se poate la ori 3. Bă, dar ce, bă, dar trebuia de la început, bă, frățiorul meu, să vorbim toate, băi, Costeluș, băi. Mătru tău că nu mai face, nu mai face. Bogdane, ha, mă, hai, mă, haide, mă, haide, mă. Adrian s-a dus ori 3, ce să bă, morărașule, mă, morărașule, acum dacă trăgeam o dată și le dădeam eu, mă, numai să vede că rupe ochelarii ăștia care l-a făcut vedeta aici pe TikTok. Ăștia s-ai lui din suflet. Să moară nepoții, dar am văzut ochelari mai norocoși ca aștia. Dacă nu știam că nu face să aleagă praful de mine. Ca să știi. Uneală, bă, ce uneală, bă, la 344 de puncte, nu vei, bă, rușine. Păi altul ieșea din meci de mult, m-am stat la luptă așa... Că am crezut că îmi vine și mie un prieten, mă salvează și pe mine, nu? Mă lasă chiar așa, nu? Că i-am rupt și eu după el, dar nu a lăsat chiar așa lumea. A făcut și el puncte să mă arăne potul meu. M-a bătut și el, dar eu nu l-am bătut deloc. Un meci măcar. Păga mea și pula să-mi bă, băi, dar ce... Băi, trebuia vorbite toate, mă, că așa e core, mă, să le vorbim toate frumos. Hai, mă, bă, adițul meu, să-ți mănânc pula ta, m-a certat cea tu trei zile la rândul meu, dat ochelarii. Da, ai zis la ori 2, 20.000 la ori 2, mi-a zis lumea, mi-a scris aici. La ori 2 am zis să aleagă praful de mama mea. Așa de valoroși sunt ochelarii aia. Da, mă, sunt valoroși, Vali. Uite, Bogdan, pe față. M-aș lăsa să mă bată. Frățiorul, familia ta. De ce n-ai dat la ori 3, frate? Pule, mă, orgoliu în ei să moară mama mea, dar are orgoliu în ei. Tot ea de la mine. Ți le dădeam pe loc la poi, ți le torceam eu. Fabian, te iubesc cu mulțumim. Mi-a dezbrăcat, mi-a rupt-o după mine să moară familia mea. Dacă m-a salvat nimeni.
Aute puncte, ce fac de 2-3 meciuri, 500, 1000. Bă, să mor eu dacă mai zic nimic, că mi-e rușine de voi să vă mai zic la muzică. Măcar n-ați dat distribuiri să ne vină o pulă, un prieten de ăștia, că avem și noi valorile noastre, nu? Hai, mamă, să moară. Care face câțiatul lui Adrian? Toți la un loc. V-am zis că nu mai face 20.000. Păi să moară nepotul meu, dacă nu-i mai dau o șansă să-mi îngrop familia și dacă mai face, că m-am și jurat. Hai, băi, ultimul meci, dacă fac. Bă, nu pot să mă uit în fanelele, nu pot să mă uit pe mesaj. Bă, nu mă vorbe oamenii mei, mă. Bă, cum e, trebuie spune, se ține și la ori 2 și la ori 3 meciul ăsta, dacă ai pierdut, ai rupt ochelare. Să moară nepoții că nu-i rupt. Messengerul este pe telefonul ăsta. Vezi că ochelare de el nu i-am lăudat. Nu e ochelar de 3 milioane de 5, da? Că mă, cine știe, cunoaște, uite. Da? Cum să încarce, frate? Apeși acolo și să încarcă. Dacă nu poți, asta este. Ce vrei? Ai fost 20 de meciuri lângă mine. Trăiască familia ta. Bă, dar cine a făcut, mă? Bă, cine a făcut, mă? Bă, cine a făcut, mă? Ce, mă? Da, este. Da, mă, trecu, ce preț are, bă, de 200 de euro, da? E o killer de șmecher. Vrei să zic că e 5.000? Băi, 700 de persoane, mă, 700 de persoane. Haideți toți, mâncava și pulica voastră, că curteată e cu mine. Dau de două ore și n-am luat un meci. Așa ceva. Și ultimul bulangiul lua, bă. A rupt tot după mine, să moară mama mea. Nu zic, a rupt și eu după el alte zile, dar mai m-a bătut și el, a făcut. Eu, nimica, 300 de, 500 de puncte pe meci, bă, să vă fie rușine, iertați-mă, cu excepția la câțiva băieți. Poate n-a putut să încarce, să n-a avut. Mulți n-au venit în meci. Hai. Are. Am căzut prost. Adrian, poți să dai 1000 de mesaje. Dacă tu mai faci 20.000, să-ți bași pula în nepoții mei cu tot ceea tot și în familia mea. Punct. Dacă îți dai singur. Da, mea, și pula să-mi bag, băi, ce-mi ciudă, mă, că să moară familia mea. Zero, da, 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 banditul, salvează-mă și pe mine, că rup tot după mine, să nu rup măcar ochelare. Băi, ultimul meci. Dacă n-am luat meciul ăsta, mă opresc și eu, mă, nu mai joc. Băi, Adrian, să moară cea mai scump dacă le. Da, stap pur tot să vă mănânc pula voastră. Adică lei, Doamne iartă-mă, dar nu faci 20.000. Am salvat ochelarii măcar, ce pula mea, mi-a rupt. Mamă, tap-tapuri, încercăm, avem 700 de oameni pe live. Avem 700 de oameni pe live. Are 1-0. Păi ce mă stau să zic că-i trimit pe Macara, pe Maxi, să zic că lumea că ești tu, a rupt tot aici, am bat pula morților. De ochelari și de tot. Zache, este aptat cu toată lumea să vă mănânc pula voastră. Da? Uite. Haideți mă. Meciul ăsta, dacă e da, dacă nu, ieșim și noi. Da. Mă jur pe mine. Bine mă, dosa, Daniel. Bine. Ha, mă, un meci. Băi, avem 1-0. Ne-ar mai trebui un meci. Familia. Un meci ne-ar mai trebui. Da. Cu mătru meu de n-aur puși, tu mi-aduce alții. N-are. Hai mă băieți, da, asta. Hai, nepoții dați toți, că dacă cheamă toți donatorii din România să moară... Dacă n-am stat într-o zi cu el 10 meciuri, să aleagă praful de mama mea. Și ultima oară a venit ăla și Dumnezeu, familia și nepoții să-i îngrop. Da? Când a venit Gabi Călin și l-am bătut 3 meciuri și eu, dacă n-a fugit. Un gunoi, un fără caracter, te compari eu cu ăla pe tine. Ferească Dumnezeu, că tu ești șmecher, ăla e un pizdă de TikTok. Dar vreau să aduc la cunoștință că eu stau. Eu nu plec din luptă, niciodată. Vreau și voi, când îmi vine și mie putere, să stați și voi. Ia, haide stată, 4 persoane, încă 2. Băi, hai mă, ultimul meci din seara asta. Marius Florin, vă mulțumesc cu metri. Rivaldo, hai mă. Wow, avem ori 3, eu! Avem ori 3! Hai că cum ai șansa noastră! Hai mă, un șmecher, mă! Băi, nu e șmecher, Adrian, e șmecher, e până la mine. Martinez ăștia de vorbi video în privat și nu mai... Băi, Unitate Stelar, frățelor, nu puneți bănușul, nu puneți nimic! Da? La mine e vacanță. La ori trei. Imat, din vacanță de acolo, mi intră și mi-o pură, luminată. Ori trei, mă, tragem unul bun, mă. Unul bun la ori trei și-a rupt ochelarii.
1 bula ori 3. Bă, dar nu vrea, mă, să moară familia mea dacă vrea cineva să-i rupă ochelare lui Costiloș. Nu vrea Dumnezeu, bă, nu. Băi, ori trei, mă, ori trei, mă. Au chiar încercat, ai tăi, bă, au stai, încercat, ai tăi, mă, să moară nefocul. Nu vrea Dumnezeu da, să nu vrea. Le ia mințile Dumnezeu, vi se blochează. Auzi, vi se blochează mâinile, le ia mințile Dumnezeu, Adriane. Bă, ce ni s-a dat, bă? Bă, ce ni s-a dat, mă, acolo? Bă, ți-a dat puncte false, băi. Să-mi îngrop nepoții, Onofrei, să vede pe ecran, la aia cu blocul, ești nebun. Bă, care Onofrei, bă? Să aleagă praful de mine, de nu mă face să plâng. Să mă ierți, regele meu. Mă, că l-ai umflat să moară familia mea din o săptămână, l-ai umflat. Să ne certăm, să te pup la pulică. Te dă tot ce tu nu te lua, domnul. Te rog eu. Hai, te roagă frățiorul tău, lasă. Te rog eu, din suflet. Lasă. Îl umflu că e umflat el să moară nepotul meu. Stă bine în Adida și tu-l cunoști mai bine. Că știi, bă, dar cum vreau să moară familia mea ultimul meci acum, bă? Am prins poza cu cadou. Bravo, Abișor, pupate așa pulă. Să o trimiți în privat, să o postez. Îmi scot eu clipul. Ce m-a turnat, mă? Bă, cine m-a pus să dau ultimul meci? Băga mea aș pula să-mi bag. Da, ți-ar Dumnezeu sănătate lui tăicuțul tău să-i dea Dumnezeu putere și înzecit. Păi nu, bă, v-am zis că mă iubește Dumnezeu. Că sunt eu prost de gură, dar să-ți aleagă praful de mine, dacă are cineva suflet ca mine. Ca să știi. Băi, dacă îți mai dă ceva să moară familia mea, dacă nu spun 200 în paper și dacă n-arăți la oameni. Dacă îți mai dă 10.000 de puncte, acum pe locul tău că mă cunoaște și știi că am caracter, dacă nu-ți fac transfer de 200 pe PayPal acum. Să văd și eu dacă ești șmecher și dacă a fost la întâmplare. Tu faci mișto de mine? Bă, să moară familia mea de nu spun 200 și dacă n-arăs la toată lumea că spun 200 în PayPal. Dacă el îți mai dă 10.000 de puncte. Dacă mai dă 10.000 de puncte? Să moară familia mea dacă îți mai dă 10.000 de nu-ți spun acum 200. Mă duc sus și acum pe loc îți spun 200. Onofrei singur sau toți? Toți, mă, toată lumea, 10.000 de puncte. Toată lumea să vă moară familia, toți! Toți, dacă mă lăsați cu tap-tap puri afară de donatori! Toată lumea pe final 20.000! 10.000! Să moară familia mea de nu-i pun acum 200, mă. Bă, păi n-am loc 30 de secunde, mă. Bine, mă, uite, facem o socoteală acum. Gata, mă. Bă, ce m-a turnat, mă, să moară familia mea. Bă, ce m-a turnat, mă, să-mi pac pula dacă nu. Bă, Adriane, băi, pe cine făcea, mă, 10.000 de puncte 30 de secunde? De-aia te jură, bă, câtă corecție. Nu mă jură-te acum. Jură-te acum că dacă te bat eu un meci la bat, puncte. Dacă mă bat cu la dublu. E simplu. 7.000 plus 7.000, deci eu o mașină roșie de aia. 7.000 plus 7.000, dacă mă bat la dublu cu 15.000 pe ecran, eu acum mă duc sus și fac transfer de 200 să vadă toată lumea, rup tricoul și fac flotările. Dă drumul, mă. Ha, mă. Tu mai pus la 30.000, tu mai pus la 30.000, fă 15, între 15 și 20.000, bă. Mai jură-te odată, iartă-mă că spun să-ți mă pula, că n-am înțeles. Bă, frățior meu, dacă faci acum între 15 și 20.000 pe ecran, rup tricoul, fac 20 de flotări și mă duc sus și spun 200 pe PayPal. Asta e pedeapsa mea, dacă nu faci... Nu mai fac flotările și tricouă și tot. Stai puțin că nu înțeleg încă. Nu, Onofrei, nu e că era două din trei meciul cu tricou, nu? Da, mă, două din trei. Și el avea un meci luat, înțelegi? Și eu i-am dat șansă din meci în meci să rupă, înțelegi? Da. Înțelegi, Onofrei? Eu i-am dat șansă din meci în meci să rupă de trei ori. M-a supărat doi țărani de la el, Ciobani, a dat de 10 da, frate, ori. Da, te-am bătut, știi, toată lumea 10 ori, 40.000 50.000 pe meci, în dușmănie, mă, șeapcă tot. Uite bă, cum face. Uite cum face. Ascultă-mă. Uite leacă. Oprește el și hai să ne înțelegem, să nu fie discuție.
Dacă câștigi meciul ăsta, rup tricoul, fac flotările și spun 200 în PayPal și arăt și la noapte. Păi nu, dar spune-le la oameni că tu trebuie să-mi dai 100. Păi da, bă, da, știi toată lumea că aș ca pe tricou, flotări și bă... Pe ăsta este. Păi pe-sta. Eu sunt pe ăsta. Ah, ok. Și eu le arăt PayPal-ul la oameni și cum vine de la tine banii, da? Da, frate, da, bă, okay. Frate, eu sunt corect, eu am făcut plan.